a făcut ora 4 după masa urșime este timpul pentru a doua masă, avem aici o porție mare de spanac de 5-600 grame, spanacul a fost gătit fără ulei și are foarte puține calorii, are 25 de calorii pe 100 grame spanacul, deci avem foarte foarte puține calorii, avem și proteină foarte multă, avem carne de porc, din asta slabă mușchileți de porc la acela de peșira spinării, foarte bun, a așa, foarte slab. Și voi mânca cu foarte multă salată de sfeclă roșie, din aceasta de la Lidl. Aceasta are 50 de calorii pe 100 de grame. Și bineînțeles, mai am aici un colț de pâine, pâine din asta de secară de la Velpitar. Este o pâine foarte bună, are fibre multe, are proteine. Ia uitați, haideți să ne uităm puțin pe etichetă. Avem 242 de calorii pe 100 de grame și. 9 grame, 9,4 grame de proteină, 45 de grame de carbohidrați, 1,5 grame de grăsimi și fibre 4,9 grame, adică 5 grame de fibre. Nu uitați să mâncați multe legume și fructe dacă doriți să slăbiți pentru că acestea au puține calorii. Iar lucrurile care au mai multe calorii, cum ar fi pâinea, mâncați mai puțină, da? Nu trebuie să le scoateți de tot din alimentație, puteți să mâncați, dar mai puțin. O feliuță, două, trei feliuțe maxim la masă este suficient. Am terminat de mâncat, a fost foarte bun. Am cel mai bun șef bucătar, sunt norocos. Asta a fost ultima porție de spanac, dar uh, am vorbit cu mai mea a zis că am mai cumpărat și o să mai înfacă săptămâna aceasta. Iar aici avem pepene, mi-a tăiat niște pepene până am mâncat eu. Ia să vedem cum arată pepenele asta. I-am spus să nu mai întaie și ultima felie pentru că nu mai pot. Deja m-am umflat foarte tare, m-am umplut. Plus de asta avem aici un bol foarte mare avem peste 500 grame de pepene cred că sunt vreo 700-800 grame acesta o să fie desertul meu și apoi mergem să mai facem niște mișcare prin curte pentru că este foarte frumos afară am mers o oră astăzi pe jos am făcut aproape 10.000 de dar vreau să mai fac încă o oră, plus că mai am de făcut câteva serii de flotări și de genoflexiuni. Pentru masa musculară trebuie să facem și câteva exerciții de forță, că altfel o să ne pierdem masa musculară, da? Vedeți ce mese mare am, pentru că mănânc lucruri cu puține calorii, lucruri foarte slabe în calorii, adică multe fructe, multe legume, fără uleiuri adăugate, fără grăsime adăugate, și de aceea îmi permite să mănânc un volum foarte mare de mâncare. Aici am avut vreo 600 de grame de spanac, aici am avut vreo 300 de grame de sfeclă, acum mai mănânc vreo 700 de grame de pepene, deci vă dați seama, un kg, jumătate, peste un kg jumătate de mâncare și credeți-mă, sunt deja foarte, foarte plin, sunt full. Nici nu mă grăbesc să mănânc pe la ăsta, o să mănânc așa ușor timp de oră, să mă relaxez un pic și după aia mergem să facem restul de antrenamente. Uitați ce am găsit în frigiderul și lor, am găsit jumări de porc, da? 200 de grame. Ca să vă fac o comparație acum, repede, să înțelegeți, Astea au Ia să vedem noi. 635 de calorii pe 100 de grame. Și dacă au 200 grame, au peste 1200 de calorii. Da? 1270 de calorii. Adică enorm. Gândiți-vă că eu am mâncat aici peste un kg jumătate și nu iau mai mult de 600 de calorii. Iar aici am 200 de grame luăm dublu față de cât am mâncat eu. Eu am mâncat de 7 ori mai mult cantitativ față de gramajul ăsta de 200 de grame, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim obsedați și dacă ne poftă, de exemplu, de o jumară să nu putem mânca, da? Să vă fac uh, un exemplu. Mamă, cât de bine arată jumările astea. Da, uitați, eu mănânc acum o jumară. Mm -hmm. Wow, ce bune! Deci, sunt foarte bune, într-adevăr. Bine, poate nu vă plac jumările vouă. Nu știu, poate vă place ciocolata, da? Asta nu înseamnă că nu puteți să mâncați două, trei rânduri de ciocolată. Două, trei căsuțe, pardon. Da? Puteți să mâncați un rând de ciocolată 3-4 bucățele căsuțe din acelea pătrățele pe zi nu este nicio problemă. Și am mâncat acum o jumară, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm foarte multe lucruri din acestea care sunt bogate în calorii din contră, trebuie să ne ferim de ele, să mâncăm cât mai puțin posibil. Dar în același timp să ne facem și pofta. Dacă vom răvni foarte mult timp la niște alimente și nu le consumăm absolut deloc timp de câteva luni, după aceea riscăm să dăm în partea cealaltă și când intrăm într-o din asta de jumări sau într-o ciocolată, să o devorăm, să mâncăm prea mult efectiv, să facem binge-eating, să mâncăm prea mult, să nu mai putem ține poftele sub control sau chiar să renunțăm la dietă definitiv. Este foarte important dacă aveți poftă de ceva care are mai multe calorii. Faceți-vă pofta, nu e nicio problemă dacă mănânci de 100 de calorii, de 200 de calorii pe zi, ciocolată sau, eu știu, grăsime, jumări, nu este nicio problemă, dar aveți foarte mare grijă cu cantitățile la, la lucrurile care au foarte multe calorii, iar lucrurile care au puține calorii, după cum vedeți, nici nu trebuie să vă stresați, să le cântăriți, din contră, mâncați mult, mâncați până vă săturați, mâncați să fiți plini, pentru că sunt și foarte sănătoase, pentru că au puține calorii și au foarte multe vitamine, vă ajută foarte mult corpurile foarte mulți micronutrienți.